Salutare oameni și am găsit și la un episod din Roblox, asta mă jucam împreună cu Iulia. Da, ci că sunt prizonier, dar am hainele mele, nu știu de ce. Prima oară a pornit bine, Iulia, după cum vedeți, deja e panicată și fuge pe aici. Părul ăla, totuși. Așa. Da, am zis să încerc jucăruțul ăsta, că mi s-a părut interesant, am văzut că orașul e destul de mare. Avem aici un safe. Ah, skin-uri. Dăm ceva mișto. Stai, ce? Buy gift? Aha, nu, X. Păi și inventarul meu. Stai, sunetul. Nu, nu vreau să schimb echipa. Pentru mașină, skin? Ok. Bun, press and hold behind the backs of police to pickpocket their keycard. Deci ar trebui să găsim un keycard. Deci, săgeata arată în partea asta, noi o să mergem invers, pentru că așa e logica la acest joc. Învârtim un cerc. Sau mi se pare? Pe aici, pe sus. Mamă, ce brațe are ăla. Uite, top criminals. Au bounty, troll guy, gen... mergem mai departe. Iulia știe drumul, cică. Ia, cred că m-a jucat atât. Ia, stai un pic, să am o curiozitate mică. Și cum mănânci? Nu contează, hai să mergem. Ce-a pubuit? A buit ceva. Da. Bun. O să așteptăm puțin pe Iulia. Că, după cum puteți observa, are picioarele de aici, cum se numește, și nu poate să avanseze. Deci am ieșit în curte lor. Bineînțeles că e un... Toată lumea știe ce stag vrea ăla să fie. Dar interesant cum s-au gândit să pună stag-ul fix ăla. Nu văd niciun guard. Deci avem aici criminali. Avem decât 3 oameni la poliție și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 prizonieri. Place că merge să te pui să faci acea chestie, dar nu poți să le folosești, adică să magneți cum ar trebui să funcționeze. Main building. Visitors. Trebuie să mergi la visitors? Nu joacă fotbal. Sau de sunt ăla de keycard, n-am voie să intru, am înțeles. Ok. Am găsit ceva. Până revine Iulia, noi o să căutăm momentul de ieșire. Am luat damage. Stai, trebuie să așteptăm și pe Iulia. Ieșim pe aici. Să vedem ce opțiuni mai avem. Police. Bănuiesc că... Sell time for back, go to your cell. Nu-i nimeni să mă oblige, așa că nu știu ce să zic. Aici evident că nu pot să intru, ci că please don't punch me. Asta e ca o glumă de aia proastă, gen, te rog, lovește aici. Uite-l pe ăla ce face lor. L-ați văzut? Stai, ce? S-a dezintegrat, nu? Și-a revenit. Am avut impresia că a murit și că a explodat peste tot. Deci asta a fost prima impresie. Hai să dă cu până aici. Oare de câte ori trebuie să dau? Cum să-i spună bube? Lil. Aici nu avem cheiță. Level 7. Lovește acolo! Nu fi nab! Au, îți dă damage. Am găsit o rută. Hai încă-ți. Păi și aia ruta care și ușor. Da, e cea mai rapidă rută, să zic așa. Hai că s-a întors și ele. Trupul ăsta ce are pe ele. Hai că ăsta va deschide ușa pentru noi, că e baia de treabă. Vă zic, dacă te lovești de gard, îți dă damage. Așa. Și acum, ha! Ia! Să-ți apăsat. Și gata. De ce nu merge? Nu. E bine că v-am deschis voi și eu n-am putut să trec, adică, na. Hai să furăm o mașină. De ce? Deci, aici e o chestie care pe mine m-a pierdut. Dacă sunt hoți. E logic că vreau să fur mașina asta și că nu vreau să o cumpăr. Well, duh. Mașina asta cred că pot să o iau totuși. Da. We have a car. Poți să mă ieși pe mine? Vreau să te iau și pe tine, da. Virează foarte greu. Nu-mi dau voie. Ce, nu merge să apeși? Ia încearcă acum. Nu merge. Dă-i cu roșu. Ia, sunt eu pasager acum, ia încearcă să conduci tu. Nu merge. Vine polițistul.
Nu. Ia mașina aia. Nu, acum că asta. N-am bani, nu-mi dă voie. Păi nici n-am bani, n-am luat-o cu bani. Poți să-l calc? N-am pistol. Nu merge să intru în mașină. Nu te-l poți să trage cu ișoare. Ah, ne bate cu el. Ah, mi-a pus cătușile. No! Ce, nu poți să mai mișc? Nu, până ce nu te bag în pornare. Aaa, m-a prins. E prima oară când mă prinde, am mai jucat un pic ăsta înainte să începem. Da, prins ia mașina aia, de ce n-ar merge la tine? E rău un pic că nu poți să vezi harta mai mare. Adică 3 secunde și eu. Gata, am ieșit. Ești în curte? Hai că vin. Bun. Ce-l pe ăsta? Pe aici, pe aici, pe aici, ia aprind și pe ăsta. Ăsta e pus pe, ăsta are planuri. Și ce vrea? Do you have a plan, mate? The. Are Sabins? Păi nu există, bine, nu știu eu harta. Nu știu dacă există polițiști. Polițiști, tu trebuie în spatele lui? Să ce? Nu mai dat mine! Tu ții E apăsat lor. A, și-ți dau un card. Nu știu, mi-a dat? Mi-a dat Taze! No! Fugi după ce le ții E apăsat și pe aia fugi. Mie mi-a dat, dar nu știu dacă îl mai am. Nu cred că îl mai am, că nu mi-apare în inventar, dar na. Yes. Ok. Ia autul ăsta. Ei, le-ai rămas. Bă, și fără semnul la cardul. ai de unde ăla? Unde fug băieții? Are pistol! Yay! Eu sunt cel mai special, nu am... One to run. Găsim și eu la un dat pistol. Dar gen mi-a dat o bulanță, știi? With a key! Ia uși. Ah, pistol! Nu pe mine! Dai ce pe mine, lasă-mă pace. Stai pe loc! Stai pe loc! Să-ți fur cheia! S-a dezistit că era polițist. Ok, hai să fugim. Am foarte puțină viață. E deja afară. Iar albă. Au, sunt polițiști aici. Da, dar are pistol. Era pistolul? Am un pistol. Ha 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 ha. Dar n-am achi. Hai să mergem. Haide. Fără pistolul, fără pistolul. La cardul bun. Ce-a că se deschide ușa? Nu mai încoț! De unde pot să cumpăr arme? Încă nu poți. Păi spune să mă duc la shop. Da, știu, în gata, așa am și eu. Fură mașina pe poliție. Merge! We need a card. Ce card? Haide bă! Haide! Ești în mașină? Nu, că nu pot să intru în mașină. Da, nu știu ce nu merge. Uite, ăla s-a urcat. Nu, eu nu pot. You escaped. Poți să treci pe mașină așa, cred. Sau să fur taxiul ăla? Da, așa. Nu merge să fur nimic, nu merge să conduc nimic. Protejat. Să nici dacă pici. Am cardul de poliție. Nu are cardul de poliție. Deci merge la secția de poliție să-i omorâm pe ea. Și acum,
trebuie să avem bounty de 200, trebuie să mergem să jifuim chestii. Dar în primul rând ar trebui să scape iurea de haină de prizonier. Păi da, și eu eram prizonier și am mers. La garaj aici... Am văzut că pot să turnez mașina aici destul de puternic. Două orașe din ce am văzut. Unde? Vezi că știu să trag mai bine decât tine. Așa, ce trebuie să fac? Ia vin un coace. Poți să faci aici ceva? Poți să faci aici, la geamul ăsta ceva? Că mie nu-mi dă voie. Dar nu pe aici, uite pe aici. Pe acolo, dar ce trebuie să fac? Fericitări. Ce s-a întâmplat? Aaa, trage elicopterul. Ok. Am dat bord elicopterul cu pistolul, sunt mare șef. Bă, dar câtă viață ai? Ai reușit? Anglați. Mi-a pus cătușile. Nu lăsa să se aproape de tine, că spune cătușile. Așa. M-a prins pe mine, în schimb, dar na. Aaaa. Deci asta e șmecheria. Nu știam că funcționează așa. Adică dacă se apropie prea mult de tine, poate să spună cătușile în timp ce eu merg și sari. E un fel de artist. Da, bun. Nu-i problemă. Sunt și alte soluții să scăpăm de aici. Tu n-ai reușit să intri acolo înăuntru, nu? Nu merge. Nu merge? Dacă unde e X-ul ăla, nu-ți dă voie să faci nimica? Nu. Ce ciudat. Poate trebuie să cumperi ceva. Uite că... uite, s-a testic așa. El are și să intre. Da, bănesc că dacă... vezi că alea îți dau damage. Deci dacă e prea mult damage, mori. Adică ai grijă sus la viața ta. Nu știu cum se ia asta. Așa. Uite, vezi? El are și să obțină 500 de bănuți. Uite-l pe ăla cu pistolul acolo. Aaaa, s-a întors ele. Ce-ai făcut? Ai mărit de la alea? Bună! Hai încăci. Nu, pe acolo nu poți să ieși. Merge și pe aici, știi unde te scoate? Te scoate fix în fața la poartă. Că e o canalizare acolo. Ok. Așa, uite polițistul în față. Urcă-te unde vrei. Nu pot să mă urc. Ok. Te spunez în mașina, gen, ca și cum e gândit să... le folosești. Bine. Fugi! Nu, că spune că tu știi, că stai pe loc. Încearcă să fugi, încearcă să fugi. O să-l calc cu mașina? Teoretic l-am călcat. Nu știu dacă poți să-l omori. Nu merge, nu merge, nu merge. Nu cred că merge să dai damage cu pumnul. Uite ala ta. E ciudat că trage mașină și te nimerește pe tine mașină ca și cum n-ai fi mașină. Sunt prizonier, în sfârșit și eu. Am și o culoare care trebuie. Stai, merg greșit. Mi-am dat seama. Băi, un mod destul de simpaticuț, drăguț, să zic așa. E puțin unfair faptul că lor le dă arme. E oarecum normal, dar nu-ți dă nimic că ții la îndemână ca prizonier. Nu-ți dă nimic ca prizonier, să zic așa, să... uite. Gen, ăla mă așteaptă pe mine acolo. Și am cu bombe. Deci, ce aș putea eu să-i fac ăla? Nu te-ai făcut poliție să-l omor pe ăla? Hai! Nu-ți fac miniție!
Da, e puțin aiurea asta când campează acolo. Sunt mai multe ieșiri, dar oricum ar fi... Te cam duc la poartă. Nu știu câte ieșiri sunt din prizonul ăsta. Larg, dar de aur pe spate. Asta are cheiță. Dacă nu mă înșel. Mai că e cam afecă. Speak unlock, the owner needs to unlock it. Aha! Deci asta e problema. De-aia nu-ți deschide voi să te ușcă, ci că vehiculul e locked. Ciudat. Lol, am mers să deschid asta fără să... Ok. Hai să o luăm și pe aici, să-mi curăț cum e. Deci trebuie să o iau practic înainte. Și trebuie să fie aici scara asta. Bună. N-ai văzut nimic. Ce se întâmplă, ce ai vrut să faci? Nu mai trage, mă, țăranule. N-ai cu cine. De ce nu poți să urcă nicio mașină? Nu știu de ce nu pot să urc nicio mașină, dar... Hei, partea bună e că am găsit o rută rapidă. Partea proastă e că nu se deschide poarta aia când vreau eu. Se deschide când vrea ea. Și mă face să pierd timp, mult. Poți să-i fă mașina de poliție asta? I-a furat mașina. I-a furat mașina. Am ieșit cu ea afară. S-a urcat cu el, cu mine în mașină. I-am dat pickpocket. Și după aia are să o oare. S-a panicat băiatul. Dacă vrei, poți să încerci la mine să iei pickpocket. Nu mai trebuie Uite, pick... lu să nu-i face nimic. Nu ar trebui pickpocket atât de tare cât Uite, mi-ar trebui o uite. mașină să scap. Da, las că... Apar imediat și le fur mașinile și scap. Trebuie să mă depărtez un pic mai tare de ei ca să scap. Și atâta. Faza e că e botul ăla acolo care Poți să iei spamează. de la mine pickul ăla și să... Nu am așa tare. Nevoie să ies de aici din zonă, știi? Văd că eu mai este așteptat. El nu poate să intre acolo, nu? Ok. Sau poate, nu? Se poate intra. Hai că am ieșit pe cealaltă parte. Dă-mi raș pe cealaltă parte. Uite, așteaptă ei. Amândoi. Din pe cealaltă parte, fură mașinile și încerc să scap. Uite că sunt două mașini aici, gata, uite. E vreo n-a orientată cu fața? Nu Aaaa. prea. Decât asta, deci. Uite, e fraierul ăsta aici. E Aaaa. unul. Da, damage, mai am foarte puțin viață, dar... N-am ce să le fac. Ce crezi? Poți să intri și tu ca polițist aici. Ei, să nu mai pierdem timpul. O să mă schimb și eu ca polițist. Pentru că vreau să vă arăt un pic din hartă, adică... Na. M-am săturat să stau, să mă lupt cu fraieri. Tu mergi să urci mașina asta? M-au omorât criminali, sunt afară 3 criminali. Ăștia au reușit cumva să vină în spate cu un calaj, bă, frate. Vezi că ai murit. Deci că dai XD. Ce naiba se întâmplă? Dar nu credeai că o să fur mașina aia. Mașina asta și că nu pot să o iau. Dar asta pot să o iau. Sunt unele mașini loc și unele nu. Aaaa! Ia pe cealaltă parte. Ia, merge acum? Mai încearcă o dată? Nu merge. Ai loc în loc. Dă în loc. Tot nu merge. Ia încearcă acum. Loc. Ciudat. Nu știu, înseamnă că ai o mașină care e doar a ta, care se spanează odată când te spanezi și tu, și doar tu ai voie să o folosești. Nu? Lol.
Ok. Da, el îi face aia ca și cum ar fi toate vehiculele locked, ceea ce mi se pare foarte suspect. Nu știu de ce, da? Da. Asta e polițist și îl ajută pe ăsta. Cine? Asta. Stai că vin și imediat. Dă-te la o parte. Nu poți să tragă-n... Îl ajută. N-am înțeles de ce am murit. Da, am murit eu cu pistolul, poliție. Păi am tras 6 gloanțe în el cu mâini... Mă bagă prizonier. Da, stai liniștit. De parcă mă ajută cu chestia asta cu ceva. M-a dat în prison ca polițist, faci mișto de mine? Ce... A, deci am înțeles, sunt gardian sau ce? Ok. Hai să fugim să-i găsim pe fraieri. Deci eu am tras în el și n-am mers, el a tras în mine și a mers? Cum vine asta? Nu dau seama dacă au scăpat sau nu. Sau încă l-ajută. Am văzut acolo sus, nu? Da, uite asta, uite asta. Uite. Nu poți să reîncarci pistolul? Ba da. Se reîncarcă singur? Da. Dar durează mult, frate. Bună. Unde era? Au fugit în partea aia, în spate. Hai după ei. Uite-l. A, s-a urcat în elicopter. Trage-ne că merge să-l dobori. Asta se decoleze. Tragă-ne, îl tragă-ne, da. Nu înțeleg de ce... Da, de chestia asta e oricum până, dar vezi că s-a apropiat elicopter, cum să zic eu, adică... Adică nasol! Nu știu că ai muniție infinită. Da, bă, bum. Da, chiar crede că scapă? Deci, practic, nu poți să-l distrugi, poți să-l faci să nu decoleze. Am înțeles. Lasă, boss. Nu lași pe colegul tău să scapă. Ies afară imediat. N-am citit ce a ies ăla, dar... Explodat. Da, de ce? Nu pot să-i dau lui damage. Hai, încărcă! Pe 30. Unul din ei a reușit să conducă o mașină de aia. Nu moară, mă duc după fraierul ăsta. L-am luat? Ai ieșit? Nu ai ieșit. Nu, am fost prins.
Bun, ma, cam asta e modulețul de joc. Am vrut mai mult să vă arăt joculețul, că mi s-a părut destul de... E competitiv, așa, un pic e CSGO versiunea avansată, să zic așa. Și... Nu știu, m-a prins așa un pic. Am jucat ca robot, dar trecut am vrut să ies mai mult în oraș și am vrut să fur chestii. Acum aparent s-a strâns lumea aici și n-am vrut să fac o mare chestie. Dar... Parcă joci GTA. Opa. A venit unul cu shotgun-ul. Da. Bun, cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Și până data următoare, la revedere. Uite, ai shotgun. Și până data următoare, la revedere. Pa, pa.